ce am folosit cheia asta aici? Habar n-am, pentru că nu e absolut nimic. Fereașa al dracu. Cu mama. Salutare toată lumea, numele meu este Xlader și bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal. De data aceasta o să încercăm jocul Slendrina, care este un joc pe telefon creat de același developer ca și bunicuța, ca și Granny. Și va apărea și nepoata, va apărea și bunica, dar sub un alt design și sub un alt concept. Haideți să-i dăm drumul. O să dau pe medium, o să dau sonorul acum mai tare, pentru că sonorul este destul de important în jocul ăsta. Rupeți butonul de la dacă mai doriți jocuri horror. Ok, băieți, haideți să încercăm să colectăm și noi cele 8 pagini. Dar bunica va încerca să ne oprească, să nu scăpăm Asylum. Cred că e un spital de nebuni. Așa se numește jocul Asylum. Și trebuie să colectăm niște pagini. Ne uităm atent și pe jos și peste tot. Va lăgui puțin pentru că sunt pe o tabletă mai slăbuță. Avem o cheie aici. Am luat-o. Avem o pagină aici jos. E un pic mai ușor jocul. Poate le jucăm și pe hard. Și aia nu înțeleg. Și va veni bunica, va trebui să fug însă. Oricum e pe mediu și n-a alergat mai repede decât mine, cum a spus și Rafael. Hai să ne uităm pe aici. E o masă tăcere, cine e bă aici? În cuchie. Și ne putem ascunde aici, trebuie să ținem minte locul ăsta. Acum apare bunica în spate și ne vede și ne dă carabă. E și bunica, e și nepoata aia, adică sunt două caractere care vor încerca să mă oprească și să-mi dea la ochi. Dă mai jos face-cam-ul. Hai să vedem dacă găsim câte pagini. Am găsit una de 8. Iar bunica mă aude și o să vină pe aici, pe coridor, să verifice ce naiba se întâmplă. Dar aici mi se pare că am luat prima pagină. Aici nu e nimic, o luăm așa la rând. Aici trebuie cheie, nu știu dacă a folosit cheia, n-a folosit nicio cheie. Nu e nimic. Legat n-a apărut bunica, nu știu ce face. Nu pot să ies încă însă. Am folosit o cheie, da, să vedem pentru ce. Ah, eram sigur că e în spatele ușii. Două pagini. Mă, unde e bunica? Mai se spawnează sau? Am dat pe medium. Opa, încă o cheie acolo jos. Și cheile astea sunt universale, adică poți să deschizi orice cu ele. Ne uităm pe aici până în jur. Până vine bunica. Tot au niște copii plângând. Ar putea să fie aici în spate la ușă. Nu e nimic. Tot în spate la ușă pune. Ana. Șifonier nu e. Aici nu e. Bă, dar unde e bunica? Adică unde? Deja încep să fac griji pentru ea. Ha! Oh my god, Slendrina! Mamă, ce m-a speriat Slendrina, mă, cață. Și acolo avem și viață, deja a adăugat și viață. Ok. Și sunt niște poțiuni pe care poți să le iei. Nu știu dacă am făcut bine că am luat-o pe mijloc. Se aude un copil plângând tot mai tare. Vrei să mă uit ce naiba e aici? Crezi că e bunicuța? Ok, și o daia, ok, ok, și o foaie. Foarte frumos. Dar ce îi face eu cu foile astea? De ce le colectez?
Aici e spitalul de nebun, după, nu uite, după ușă. Trebuie să apară bunica îndată, dacă am dat pe easy, dacă cred că am dat pe mediu, uite o foaie. O, uite niște licoare și ne-am făcut viața la full. Uite, încă o licoare acolo pe jos, dacă nu mă înșel. Deci e rupt aici totul. Poate după pat aici e o foaie sau pe pat. Nu știu, o să ne uităm peste tot, că s-ar putea și aici să fie foi. Uite bunicuța! Uite băieți, bunicuța lui Râfă! Eu sunt aici, hello bunii! Sunt aici! Nu m-ai văzut? Poate mai am nevoie. Mai avem nevoie foarte puțin. Ați văzut? Nici nu m-a băgat în seamă bunica. Am folosit ok, după ușe, ăla nu e. N-ar fi corect să intre bunica după mine, am folosit ok, adică ea nu are cheia aia, dar abuzează cam e ok. Bă, de ce am folosit cheia asta aici? Habar n-am, pentru că nu e absolut nimic. Fereașa-l dreacu. Cu mama. Foaia, foaia, foaia. Colectat-o. Îmi trebuie niște licori de alea. Oh my god, ce înfricoșător e. Nu știu dacă v-ați speriat și voi mă sperii. Pentru că stă atent aici și ignor cu totul. Oh, ok, frumos. Dar ce? Îmi puteți spune și mie în comentarii în ce e prinsă cheia asta? Stă lipită pe perete cheia. Ha! Oh my god. Termină slândrina. Nu mai am deloc viață, nu mai am deloc viață și am decât o încercare. Voi vă imaginați că eu nu mai am viață și am decât o încercare. Dacă mai îmi dă o carabă peste voi, s-a terminat jocul aici, băieți. Și nu știu dacă pot să o mai iau de la capăt. Ne mergem în continuare. Am folosit ok, dăm niște poțiuni, niște poțiuni de viață. De ce naiba am folosit ok, când nu e absolut nimic aici și probabil că va fi după colț bunica care îmi va da caraba. Am folosit altă cheie, dăm o poțiune de heal. Că mă omoară, a, uite aici, oh, perfect. Nu mai am nici chei, mai am o singură cheie. O, încă o foaie, încă o foaie, mai trebuie două foi. Nu e nimic aici, absolut nimic. Tableta sună. Mamă, ce e acolo în față? O foaie? Cum vă o foaie? După ușă. Vedem, de ce e un dulap într-o cameră pătrată? Habar nu am. Dar văd, cred că văd o foaie, mai trebuie o singură foaie dacă e o foaie, dacă foaia este foaie aici, o. S-ar putea să astea să fie toate foile și aia din față să fie o foaie. Dar oricum o să luăm la rând tot. Stai licoare aici. Absolut nimic. Foaie, 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 foaie. După ce iau foaia, trebuie să mă întorc înapoi. O foi. Totuși vreau să văd ce mai e pe aici. Mai sunt foi? Nu cred că mai sunt. Așa. Mamă, câte patru sunt aici. Holy. Mamă, câte patru. Cred că patul ăsta e creat doar dintr-o blană. Cel puțin așa văd eu.
Cine ar dormi pe o blană? Mă, aici, pe aici ar trebui să fie exitul, nu? Nu aici. Dar n-a apărut bunica de multe ori, adică nu m-am fricoșat decât de 2-3 ori. Pe aici e exitul? Cred că acolo în față. Tot plânge un copil. Uee! Exit, ia să vedem, ia! Puh, that was creepy place. And the baby was it. What was it? Așa, și am plecat. Am ieșit afară, băieți, la lumină. Ia uite-le, astea două sunt. Deci asta e Slendrina și asta e bunica. Și au căzut după perete. The end. Mamă, sfârșitul. Cam atât și cu acest episod, băieți, am încercat Slendrina, adică nepoata bunicii, după cum ne-a sugerat și Rafael. Nu uitați să apăsați și pe butonul de like dacă mai doriți jocuri din astea horror. Eu am fost Xlader, la revedere!